Tragedie la Craiova. Un om a fost ars de viu într-un incendiu violent care a cuprins 3 case. Zeci de pompieri s-au luptat ore întregi cu focul până au reușit să-l anihileze. Proprietarul casei în care a izbucnit focarul inițial a fost găsit carbonizat. Pompierii au intervenit cu 6 autospeciale, dar nu au reușit să salveze mare lucru din casele cuprinse de foc. Intervenție dificilă pentru că, după cum vedeți, locuințele sunt lipite una de alta, s-a propagat de la un acoperire la celălalt. Vecinii spun că nu este prima dată când izbucnește un incendiu în casa cu pricina. Proprietarul decedat obișnuia să strângă tot felul de resturi, iar casa lui era un soi de depozit insalubru. Acum 3 ani s-a mai întâmplat, adună tot felul de resturi și a făcut un grătar în curte și a luat foc. La casa de la care a plecat incendiu este plină, este un focar de infecție. Și cartoane, și hârtii, și ziare, și toate deșeurile posibile sunt în această casă. Soția bărbatului care a murit în incendiu nu era acasă când s-a produs nenorocirea. Ea a mers într-un suflet acasă și când a văzut dezastrul și a aflat că i-a decedat bărbatul, a leșinat. Medicii aflați la fața locului i-au acordat asistență și până la urmă și-a revenit. Anchetatorii caută să stabilească acum de la ce a pornit focul și să facă o evaluare a pagubelor.